Bună! Bună tuturor! Bine ați venit sau revenit pe canalul meu de YouTube! Sunt foarte, foarte excited, așa cum s-ar spune. Aoleu, Doamne, 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 Doamne! Voi vă dați seama ce urmează să se întâmple. Respiră, respiră, inspiră, respiră, inspiră, expiră, fă ce vrei. Numai revino-ți. Pentru că ce urmează să se întâmple e cam haos. Haos total în mintea mea, în corpul meu, tot. În jurul meu. Nu știu ce să mă fac. Nu știu ce să mă fac pentru că acest subiect este destul de... Oh, Doamne, îmi provoacă palpitații. V-ați dat, cred că, seama din titlu. Momentan vorbiți cu Marian, eu. Și sperăm să ne vedem până la sfârșitul acestui videoclip. Să vedem și cu Maria, dacă tot, nu? Adică, nu se poate oare să trec deodată așa? Pac, și să vină, bună, Maria! Nu. Era bine, dar din păcate va trebui să trecem printr-o operație, operație estetică, este destul de simplă în general, sunt foarte multe fete care au trecut prin așa ceva, însă... La fiecare persoană este diferit. Nu știi ce te baci, însă trebuie să mergi pe încredere. Eu am mers, bineînțeles, pe încredere, pentru că eu consider că mi-am ales unul dintre cei mai buni medici, dintre cei pe care i-am studiat eu, i-am analizat, pentru că vă dați seama de luni de zile stau și studiez și analizez, caut răspunsuri, încerc să-mi dau seama ce ar trebui să fac, dacă ar trebui să fac. Au fost momente când am zis nu, nu mai vreau să fac, până când l-am descoperit de pe domnul doctor Constantin Stan, care v-am zis, sper să mă facă Maria, nu, să rămân Marian. Am toată încrederea în el pentru că este cunoscut peste tot. Îl cunoaște extrem de multă lume și o să o iau așa treptat pentru că am trecut prin niște analize unde, până seama, am întâlnit fel și fel de medici, cardiologi, etc., etc. Iar aceștia mă întrebau, unde urmează să te operezi? Le spuneam numele doctorului și rămâneau plăcut surprinși. De ce? Pentru că este un profesionist într-adevăr. Abia aștept. N-aveți de ce sentimente am, ce mă încearcă acum, ce e în mintea mea. Și mie știți cum era acum. 10 pași înainte, 10 pași înapoi. Sau un pas înainte, 10 înapoi. Un pas înainte că vreau să mă operez, bineînțeles. Și luni mă operez la operație, la ora 10 jumătate, trebuie să ajung, merg așa și ia să dau eu o tură înapoi acasă. Și poate se anulează operația. Asta este în capul meu, asta fac eu, așa sunt eu ca și om. General așa am dat înapoi. Dar am curaj. Am curaj că urmează să fie bine. Nu sunt emoționat deloc. Nici se vede, nu? De cam când am aflat, cam de vreo 3 săptămâni așa, am niște emoții și vorbesc în continuu. La un moment dat am vorbit cu Mari vreo 6 ore la telefon, vreo 3 ore cu Talida și vreo oră cu Cristi. Vă zic sincer, efectiv nu mai puteam, mă durea gâtul de cât am vorbit. Pentru că eu vorbeam în continuu, iar ele ascultau, bineînțeles. Pe mine emoțiile mă lasă rece. Mă lasă rece. Nu simt eu transpirații. Da, cred că m-am plictisit deja cu stilul meu. Așa sunt eu în starea asta. Imaginați-vă că stau singură și pot să fac ce vreau. Însă până atunci să luăm așa treptat, treptat, frumușel cu primul pas. Să vă spun cum am procedat eu. Am fost, bineînțeles, domnul Constantin Stan nu a fost singurul medic la care am fost la consult, bineînțeles. Am fost și la alți doi doctori, însă eu am considerat că nu sunt de aceeași lungime, pe aceeași lungime de undă cută și nu ne potriveam din anumite puncte de vedere și am considerat că nu vreau să merg mai departe. Domnul doctor m-a comis din prima consultație, bineînțeles, pentru cea mai importantă abordare, aș spune eu. Eu o să-ți pun implanturi încât să arate estetic. Pentru că în prima întrebare a dânsului a fost cum vrei să arate? Bineînțeles, eu din
coșurile pe care le am, așa cum spuneau unii, le vreau mari. Domnul s-a uitat la mine și a spus să nu, eu nu fac sâni mari. Eu fac sâni estetici, bineînțeles. Și în momentul în care am auzit acest lucru, mi s-a prins beculețul. Mi-am dat seama cât de bolundă am fost eu așa în capul meu, cum am crezut eu anumite lucruri. Mă bucur că am dat de dânsul, pentru că dânsul face ce consideră că este estetic vorbind, plăcut vizual. Și asta apreciez foarte mult la el. Rezultatul meu va fi unul cu siguranță natural, pentru că, să vă spun de pe acum ce dimensiune, domnul lucrează cu Polytech, adică el măsoară în grame, din ce am înțeles eu, adică sunt 260 de grame. Oarecum ar veni așa vreo echivalent cu 300 în volum. Și am zis, ok, 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 pentru mine e ok, mai ales pentru problemele pe care le am eu. Și anume faptul că am scolioză, am rahitism, am XY, fel și fel de probleme. Unul mai sus, unul mai jos, pe lângă faptul că sunt mici, sunt și imperfecți. Am zis, ok, domn doctor, eu merg pe încredere, eu merg, ce îmi ziceți dumneavoastră, eu aia fac. Eu nu sunt medic, eu nu pot să zic ce e frumos și ce e nu. Rezultatul va fi, bineînțeles, pentru o perioadă îndelungată. Eu asta îmi doresc, nu-mi doresc ca un an de zile să fiu mama, ce sunt ea meu, și peste 2 ani deja să ajungă buricul între ei doi. Bun. Deci am stabilit acest aspect în legătură cu mărimea, așa că nu faceți griji. Pentru că ați auzit acest lucru, rămâneți în continuare să vă spun etapele pe care trebuie să le procedați. Din păcate a rămas puțin fără memorie, dar nu este problemă, continuăm. Continuăm așa pe scurt, pentru că nu vreau să vă plictisesc foarte mult, oricum o să vorbesc foarte mult despre implanturile mamare. După ce stabilești ziua consultației, operației, trebuie să faci mai multe analize. Eu am făcut la o clinică de aici, în București, unde am făcut analize de sânge, se face testul COVID chiar cu 2-3 zile înainte maxim, în perioada după aia, adică urmează, acum este vineri seară, eu mâine dimineață o să mă duc să fac testul COVID, iar eu până luni dimineață nu o să mai ies din casă, o să stau, bineînțeles, izolată. Duminică o să vină mătușa la mine, pentru că după operație o să am nevoie de ajutor, iar singură nu o să mă descurc. Iar mare fiind și a operat acum, din păcate nu poate să mă ajute așa cum ar trebui. Și plus că vreau și eu să fac mâncare, să mă ajute pe aici. Bun, am stabilit lucrurile astea. Pe lângă analize, așa, apoi se mai face pentru inimioară, face acolo analize, dacă e totul în regulă. Și se mai face și ecografie. Eu le-am făcut pe toate cam în 2 zile. Le-am pus separat pentru că nu am avut foarte mult timp și plus că așa m-au programat. Eu am sunat să fac programare. Cam asta am făcut eu. Am luat câteva vitamine în această perioadă, m-am îngrijit. Am fost mai atentă. Nu am fumat absolut deloc, nu am consumat alcool, am încercat să mănânc foarte multe fructe, legume, sucuri de fructe, de legume. Am încercat să stau cât se poate la distanță de oameni, pentru că vreau să fiu cât mai protejată. Iar ce urmează e catastrofal în sufletul meu. Și de ce? Mie nu mi se frică neapărat de operație, mie mi se frică de perioada de după, pentru că eu suport, prefer o durere din aia foarte intensă, dar să fie scurtă, decât durere din aia prelungită, să mă țină nu știu câte zile. Și nu știu exact cum va fi, eu oricum, din ce am înțeles de la fete care s-au operat, la domnul doctor Constantin Stan, nu a avut foarte multe dureri și refacerea a fost foarte rapidă, adică în 3 zile deja conduceau mașină manuală, reușeau să facă curățenie, mâncare prin casă, ce facem cu toate. Eu personal o să stau până
Vineri o să stau în casă, în caz că nu o să mă simt foarte bine, emisiunea nu o să o filmez, o să mă sune, schimb, pe Skype. Iar emisiunea de miercuri am înregistrat-o deja din timp, pentru că știam că miercuri nu o să ies din casă și nu ies neapărat nu pentru că nu cred că o să mă simt bine, ci pentru că vreau să fiu eu mai atentă. Analizele mele au ieșit foarte ok, am avut un singur punct acolo care a fost puțin mai crescut, dar din ce am înțeles nu este o problemă. Eu acum o săptămână și am luat un tratament cu antibiotice, ceea ce a influențat puțin analizele și atunci analizele se fac după o perioadă, după ce ai terminat tratamentul cu antibiotice. Cam asta am făcut eu și am procedat. Totul a trecut așa foarte rapid, cu toate că mă așteptam să dureze mai mult, să fiu mai stresată. Totul a ieșit bine, am scăpat, mai am mâine testul COVID, care cu siguranță va ieși bine pentru că nu mă simt nici într-un fel, plus că mă protejez, mai ales în ultimele 3 săptămâni stăteam cu masca până aici, cu toate că îmi stricam machiajul. Nu mă interesa, m-am gândit foarte mult la sănătatea mea pentru că, doctorul te poate opera dacă tu ești un pic răcită sau... Dar problema este că te poate afecta pe tine. Corpul este făcut în așa fel încât să lupte contra unei infecții din corp. Iar operație, fiind corp străin, el are tendința de a proteja corpul, iar el nu poate lucra în două locuri deodată. Așa că fiecare își asumă riscul. Eu în caz că nu o să mă simt bine luni, nu o să fac operația, pentru că mă gândesc foarte mult la sănătatea mea. Eu vreau să fiu bine, vreau să fiu pregătită, le iau ca pe semne în caz că mâine, Doamne ferește, după ce fac testul, aflu că o să am COVID. Nu, sper că nu o să fie cazul. Da, cam astea sunt. Nimic special, mă gândiți nimic. Aveți nevoie de ambiție, de putere, să fiți și voi, bineînțeles, sănătoase. Îndrăzniți, pentru că nu sunteți singurele fete care fac asta. Eu mă bucur din suflet că am ajuns în punctul ăsta, Doamne, când îmi doream. Știți, foarte mult timp, foarte mult timp spuneam că vreau. Na, uite că s-a întâmplat. Gata, vă las acum să mă duc și eu să mă pregătesc. După cum ați văzut, mi-am făcut și eu părul, m-am vopsit. M-am făcut sprâncenele, genele, m-am pregătit pentru operație, pentru că vreau și eu să fiu drăguțică acolo, să vă filmez și să vă arăt. La Cașmir Concept, știți doar, salonul meu de aici, în București. Cam atât. Da, cam atât. O să revin oricum mâine, după ce termin cu testul. Până atunci, aveți grijă de voi. Și ne vedem câteva secundele. Bună dimineața! Este sâmbătă dimineață, este 8 fără 10 minute, cam așa, și am făcut prostia de a veni mai devreme. Însă, nu vorbesc, mă aud oamenii cum vorbesc pe aici. Din păcate, este închis până la 8 și am intrat un pic la Mega Image să iau câte ceva să mănânc astăzi. Mi-e somn de nebune, deci mă târâie mai mult, Doamne ferește. Ia să vedem ce iau. V-am filmat alaltă seară, v-am arătat starea pe care o aveam atunci. Starea pe care o am acum e foarte ok, pentru că... m-am bucurat de ultima seară, de ultima seară în care am putut să mă spăl și eu singurică la cap, pe păr, mă iertați că folosesc expresii de aici de la mine, de acolo de la mine, de fapt. Nu v-am zis, cred că de genuțe, tocmai din acest motiv le-am pus, pentru că, uitați, deși avem acest mini Bianca aici și unul aici, până la urmă, asta sunt eu. Așa că trebuie să mă arăt în fața voastră de mai ușor un pic. De mai ușor puțin. Să o stai.
De ce să mă vedeți exact așa cum sunt eu, cu cearcăne, cu... naturală. Doar că mi-am pus gene să fiu și eu așa mai... lady. Însă până atunci, până vă mai zic eu una alta, vreau să vă arăt pentru că a venit mătușa la mine să aibă grijă de mine. Să mă ajute să mă ridic din pat, să mă ajute să-mi facă de mâncare, să am efectiv grijă de mine. Exact ca o mamă mică. Pentru că, din păcate, singură nu pot să am grijă de mine, oricât de ambițioasă aș fi eu. Vreau să vă arăt ce mi-am pregătit. Mi-am pregătit oricum și de dimineață o mâncare absolut delicioasă. Apoi mi-am făcut niște clătite demențiale. Și credeți-mă, sunt foarte pretențioasă când vine vorba de mâncare. Au fost wow! Și acum urmează să mănânc cina, cu toate că este ora 1 și mai am ceva de făcut pentru Instagram, pentru că după nu o să le mai pot filma din cauza faptului că nu o să pot să iau hanorace pe mine sau, știu eu, bluze din astea mai mulate. Așa că vă arăt imediat ce am acolo. Bun, pe lângă faptul că mi-a făcut suc de fructe, mai am acolo niște struguri, mi-a făcut niște clătite care sunt umplute. Umplute cu carne, din ce am înțeles. Stați așa să pun... Eu am selfie stick-ul. Am selfie stick-ul aici cu mine. Și încerc să mă ajut un pic. Ia. Și avem aici clătituțe umplute. Aoleu, cu mozzarella nu umplu, mama. Ia uitați. Delicioasă, abia aștept. Hai să vedem. Deci ați văzut cum arată? Delicioasă. Cu sigur. Mamă, cum vinoase. Mamă, e... Mamă, ce bune sunt. Și cu ce seamănă cu... Nu-mi dau seama, dar mâncam undeva o chestie de genul ăsta. Tot așa delicioasă, da. Vă las că sunt prea bune. Deci, după cum am spus, e ultima seară în care pot să fac ceea ce vreau. Până atunci, până o să-mi recuperez eu, nu o să pot face prea mult efort. Va trebui să stau la pat, așa că să vă obișnuiți cu vlogurile astea mai statice, așa. Din cauza faptului că o să fiu, cred eu, o legumă. Deși în capul meu, așa, la cât de puternică sunt eu, nu cred că o să fiu ca o legumă niciodată. Nu am emoții, să știți, sunt ok. Emoțiile poate vor fi dimineața. Însă acum sunt chiar ok. Am dat și pe jos. Ne vedem mâine dimineață. Să fac și bagajul. Îmi pregătesc. Atât, până atunci. Să zic. Noapte bună. Bună dimineața, am ajuns și eu la clinică. Nu știu ce să fac, ce să-mi las. Am apucat să mai filmez de acolo, de la intrare, pentru că a venit doamna asistentă. M-am intrat în clinică, mi-am dat tot restul de analize și urmează să vorbesc, să intru în sala de operație. Bineînțeles, să aștept și pe doamna pe anestezist să discutăm restul de detalii. Și gata, intrăm. Urați-mi succes! Nu știu dacă o să pot să mai filmez. Cred că o să ne vedem direct după operație, abar n-am, nu știu. Am emoții puțin, așa, puțin pentru anestezie, dar rest sunt ok. Hai, cu curaj. Bun, aceasta sunt eu. Mi s-a pus aici brânanula, n-am simțit niciun fel de durere. De obicei așa mi era teamă de brânulă.
Însă, după cum vedeți, sunt ok. Am curaj. Mi-am luat hălățel, papucii, tot. Și urmează să plecăm la rezervă. Mi-a trecut și pofta de mâncare. Mai am chef. Mi-e puțin sete, dar rezolv. Gata, dragii mei. După cum mă vedeți, arăt foarte bine. Nu am niciun fel de problemă. Singura chestie e gâtul cam uscat. Și o să trebuiască să mai beau niște apă. Dar operația este gata. Ia uitați. Sunt gata, pregătită de viață. Da, mi s-a uscat foarte tare. Ura. Și... am zis să fac așa prime impresii la cald. Nu mă doare nimic. Simt o febră musculară, dar foarte, foarte puțin. Dacă vorbesc un pic prea mult, sau dacă, nu știu, respir mai profund, dar nu e cazul. N-am niciun fel de problemă, sunt șocată, pentru că foarte multe fete mi-au spus, nu care s-au operat la domnul doctor Constantin Stan, tocmai că v-am zis că domnul Constantin Stan, cum lucrează dânsul, te ajută să recuperezi mai rapid. Eu nu simt durere, n-am nimic, adică aș putea, cred că să mă ridic să plec pe aici. Și nu mă așteptam să fiu așa, pentru că n-am nicio oră de când am ieșit. Am băut două pahare de apă, stau și nevoie la baie, dar am aici un dispozitiv pe care apăs și vine doamna asistentă să mă ajute în caz că vreau să merg la baie. Foarte, 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 foarte mulțumită până acum. Știu că multe fete întâmpină durere imediat după. Poate, adică în cazul meu nu este sigur. N-am de unde să știu zilele următoare. Însă, la cum simt acum, când trebuia să fie cel mai ciudat, pentru că, fiind un corp străin, imediat îl simte. Ce pot să zic mai mult? Bravo, bravo, bravo că Dumnezeu mai creează oameni ca domnul Constantin Stan și n-am ce să reproșez până la ora asta, Doamne ajută. Mai mult nu prea pot eu să vă arăt așa, nu puteți să vă dați seama prea ceva de genul, na. Mă bucur mult, uitați că ridic mâinile, ridic mâinile. Aveți grijă de voi? Asta cred că o să-l închei acum pentru că este destul de lung acest vlog. Mi-am luat laptopul cu mine, m-am gândit și la voi pentru că vreau să-l postez de seară imediat. Și după o să vin eu aici pe YouTube și o să detaliez mult mai multe lucruri. Dar până atunci, vă mulțumesc din suflet că m-ați urmărit. O să vă zic mai multe detalii de cum se procedează și o să vedeți și voi multe dacă vedeți vlogurile pe care urmează să le fac, o să scăpați de toate emoțiile, pentru că știu să explic, am trecut, o să vă filmez, o să fac un fel de jurnal cu fiecare zi, cum o să mă simt în fiecare zi, mai ales primele două săptămâni, când o să-mi scoată atele. Până atunci, aveți grijă de voi, vă pupăcesc, mulțumesc din suflet pentru încurajat. Și ne vedem curând, bineînțeles.